Dragilor, bun găsit la o nouă rețetă! M-am gândit astăzi să vă arăt cum fac eu tortul mușuroi de cârtiță, pentru că se apropie 1 iunie și tortul acesta este preferatul tuturor copiilor. Cu siguranță cunoașteți și voi tortul acesta, are un blat de cacao pe care îl scobim și îl umplem cu banane și cu o cremă bogată de mascarpone și frișcă. Haideți să vedem ingredientele. Avem nevoie de un blat de tort cu diametrul de 20 de centimetri, poate fi chiar și de 18 centimetri. Puteți să faceți blatul după rețeta voastră, cea pe care poate că o faceți de obicei atunci când vreți să faceți un tort. Dacă nu aveți voi o rețetă proprie, avem pe canal rețeta pentru blat de tort genoaz, care este cel mai simplu blat care se poate face. Pentru blat avem nevoie de 5 ouă, 120 de grame de zahăr tos, 120 de grame de făină, 20 de grame de cacao, o lingură de ulei, un praf de sare și extract sau esență de vanilie, cam o lingură. Pentru umplutura tortului folosim 500 de grame de mascarpone. Eu am avut acolo două cutiuțe de câte 250 de grame, deci să nu vă inducă în eroare, sunt 500 de grame. 400 de mililitri de smântână pentru frișcă, deci smântână lichidă cu 30-32% grăsime. 100 de grame de zahăr pudră, extract sau esență de vanilie, tot cam o lingură, și eu am mai pus și 10 grame de zahăr bourbon pentru că îmi place mult să văd semințele de păstaie de vanilie în cremă. La baza tortului vom pune rondele de banană și mie mi-au încăput 4 banane mari și am mai pus în cremă 80 de grame de ciocolată amăruie dată pe răzătoare. Este opțional, dar știți cum e, orice e mai bun cu ciocolată decât fără. Bun, haideți să ne apucăm de treabă să facem cel mai simpatic tort și dacă vă place rețeta mea, nu uitați să vă abonați la canal și să activați clopoțelul acela mic pentru notificări ca să fiți anunțați de câte ori e ceva nou pe canal. Cum spuneam, pentru blatul de tort, cel mai simplu blat de tort care se poate face, avem deja rețeta pe canal și o să vă las link către această rețetă la sfârșitul videoclipului ca să puteți să o accesați ușor. Obținem un blat pufos, numai bun pentru tortul mușuroi de cârtiță. După ce facem blatul și după ce s-a răcit foarte bine, abia atunci începem să-l scobim. Mai întâi tăiem un capac. Din experiența mea, capacul acesta îl puteți păstra deoparte și să puneți pe el niște frișcă, niște dulceață, ceva fructe proaspete și să improvizați o prăjiturică rapidă. După ce am tăiat capacul, începem să scobim miezul blatului de tort, în așa fel încât să rămână de jur împrejur o margine cam de 1 cm și la fel și pe fund să rămână o grosime de 1 cm. Deci partea asta eu am însiropat-o cu zeama de la un compot, am pus niște frișcă pentru îmbrăcat mușuroiul, mi-a ajuns perfect doar miezul blatului. Iar miezul acesta l-am luat la mână și l-am fărâmițat mărunt ca să se așeze bine pe mușuroi. Pentru cremă, într-un castron încăpător am pus mascarpone, am turnat smântâna pentru frișcă. Smântâna era foarte rece, castronul și telurile de la mixer la fel au fost foarte reci. Am mixat puțin, apoi am pus zahărul pudră, zahărul bourbon și extractul de vanilie. Am mixat până când am obținut o cremă care își păstrează bine forma. Am pus ciocolata rasă peste cremă și am omogenizat. Așa arată. Și acum punem 2-3 linguri de cremă pe fundul blatului de tort și abia după aceea așezăm rondelele de banane. Asta pentru ca blatul de tort să tragă puțin din umezeala cremei și să se înmoaie. Nu însiropăm blatul de tort, ne bazăm pe umiditatea din cremă. Mai departe, cu toată crema care a mai rămas, îmbrăcăm blatul de tort și pe exterior. În acest fel se va înmuia.
și o așezăm așa sub formă de cupolă sau, mă rog, încercăm să imităm un mușuroi de cârtiță. E un exercițiu bun și pentru copiii din ziua de azi, care poate că nici nu mai știu ce e ăla mușuroi. Cu firmiturile de blat mărunțite mai devreme, îmbrăcăm tortul pe toate părțile. Și mușuroiul nostru este gata, dar ca să se combine frumos toate aromele, tortul are nevoie să stea la frigider cel puțin 2 ore înainte de servire. Eu v-aș sfătui să-l faceți de seara și să-l serviți a doua zi. Secțiunea este foarte frumoasă, așa arată o felie de mușuroi. Este absolut delicios, are multă cremă și vă asigur că va fi pe gustul tuturor. Dragilor, dacă îl încercați, abia aștept să-mi spuneți în comentarii cum a ieșit și dacă v-a plăcut. Până la rețeta viitoare, vă îmbrățișez cu drag, la revedere și numai bine!